Bună ziua, este ultima zi din 2016. O să dăm și drumul la site-ul ăsta flyfishing.ro. În luna ianuarie 2017 am văzut la televizor vremea foarte capricioasă și foarte rea la Constanța, cu zăpezi, cu zăpezi, cu viscule. Și acum să vă prezint vremea la Ștefănești, Argeș. Foarte plăcut astăzi de afară. Soare. Este ora 2 după amiază, 2 fără 10 minute. Plecat puțin la o plimbare, mâine pe data de întâi, cu voia Domnului și cu prietenii, plecăm la un pescuit. Niște filmări de la un pescuit pe râu Argeș, mai exact la Merișani. Să încercăm o babușcă, că am înțeles că merge babușca la vierme alb și roșu. Am informația de la Alina, să vedem cât se adeverește. Să vă mai zic eu. Aici e foarte bine în sud. Dacă vremea era la Constanța, vă recomandăm să veniți în excursie la Ștefănești sau la Pitești. Mai petreceți pe aici, pe la noi. O să mai duc zăpezile după parte. Am vorbit cu domnul Sucă la Magundia și mi-a zis că sunt canalele înghețate. Se poate pescui la Ștucă. Dacă mai ține așa și în ianuarie, putem pescui la Ștucă. Posibil să mergem și la un pescui la Ștucă. Dacă Vlad și cu amicii vor să pescuim împreună, să dezvoltăm canalul lui Ivan Gabriel. Okay. E un nor acolo, se deplasează foarte încet. Acum văd eu că se deplasează, dar e un bun slăbuț așa. Poate surprindem și noi pe camera de filmat ciudățenii extraterestri ceva. Am văzut la televizor un reportaj cu cea emisiune. Dormeau în noaptea și camera a surprins niște siluete pe acolo. Ca să nu mai zic de voci, câte voci au auzit. E problemă și cu astea, cu vocile. Cu vocile. Deci acum e chiar plăcut, nu mai îngheață nici mâna, e ca primăvara. Timpul e pe încălzire, am văzut că la 11 grade. Vă mai țin la curent și cu vremea și cu pescuitul pe râul Argeș la barajul Merișeni. Trebuie să vă abonați că este gratuit. Să intrăm și în filmări în forță. Cu cameramani profesioniști. Țineți aproape, nu? O să vină și capturile.